Dragilor, perioada asta stați în casă, vedeți să nu prindeți vreo răceală, vreo răgușeală, da. Orice. Deci cel mai safe e asta să stați acolo. De ce îmi spunea o prietenă ieri, să am grijă de vocea mea, pe care o salut, Andreea. Deci eu dau sfatul ăsta tuturor. Aveți grijă de vocea, de sănătatea voastră în general în această perioadă și un alt sfat și o rugăminte în același timp. Nu uitați celor care le place ceea ce facem aici să dați like, share, subscribe și bineînțeles cei care vin noi pe platforma noastră, pe contul nostru sau Centrul Unirea, rugămintea. Dați-ne și nouă câteva informații despre voi. Chiar suntem curioși să știm de unde sunteți, cine vă sunt profesorii, cum decurg lecțiile online acum. Toate informațiile astea ne ajută, suntem online cu voi, răspundem la toate întrebările. Nu ești curios să vezi cine mai apare în peisaj, să zic chiar așa? Sunt curios pentru că eu sunt, am spus, din județul Sălaj, îi salut pe toți cei care sunt din județul Sălaj. Tu ești din Basarabia, îi salut la fel și tu pe de toți cei din dată. Basarabia. Da. Dar în același timp vrem să-i simțim aproape pe toți ceilalți care sunt din celelalte județe, cât și pe cei care, să zicem, sunt în afara țării. Și de aceea lăsați-ne și nouă un coment de unde ne urmăriți și dacă vă plac materialele noastre. La fel, ceea ce eram și eu curios, cum stați cu pregătirea acestui examen de bacalaureat? Vă amintim că suntem live aici, tocmai din motivul de a interacționa cu voi. Nu e o problemă, vedeți și în remoare aceste lucruri, dar în acel moment nu ne mai puteți pune întrebări. Folosiți-vă de ocazie, chinuiți profesorul, întrebați-l, dați-i feedback, sunt aici să vă răspundem. Hai să vedem dacă se conectează tabla. Și între timp, nu uitați ce v-am întrebat, spuneți-ne de unde sunteți. De unde ne urmăriți? Ia zi, Marc, unde e tabla noastră, broscuța noastră? Mulțumim pe această cale celor de la Video Technology System și celor de la F64, care sunt alături de noi pe partea asta tehnologică. Mulțumim, băieți, pentru solidaritate. Spor la treabă! Da, mulțumesc, Elena. Spor la rezolvat! Ok, cum vă ziceam, azi am pregătit subiectul 1 roman de la testul 32, dacă vă încălzește cu ceva. Avem o primă problemă de la subiectul 1 roman în care mi se cere să determin valoarea minimă a unei funcții, o funcție care este o funcție de gradul 1. Ok, ne spun, ne răspund, ne spun privitorii de unde sunt? Deocamdată ne salută. Salutări, 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 bună ziua! Salutări, salutări! Ia zi tu, Mar, tu nu ne-ai zis de unde ești. Stai că eu am spus de unde sunt, Elena, da, dar tu de unde ești, Mar? Și acum răspund toți cei care sunt din Lugoș și că din Timișoara. Din Timișoara. Nu, din Lugoj. Râmnicu Sărat Buzău, de la un liceu economic, ne răspunde. Cine ne-a răspuns? Gavril. Gavril ne-a răspuns? Mm-hmm. Te salutăm, Gavril. Ești clasa 12-a? Cred că marea majoritate sunt clasa 12-a și se pregătesc pentru acest examen. Păi, nu cred că se uită la noi doar așa, ca să animeze atmosfera. Cei mai mulți se uită... Că sunt foarte mulți care sunt și de clasa 11-a, cât și cei care sunt clasa 10-a, sunt noțiuni care, da, poți să le repete alături de mine. Chiar puteți ne zice și din ce clasă sunteți, pentru că eu cred că sunteți și în clasa 9-a, 10-a sau a 11-a. Adică nu cred că toți sunteți clasa 12-a. Gavrilă, scuze, l-am botezat Petrică. Gavrilă, Petrică, da, clasa 12, din păcate, spune el. Avem și din Lugoj, uite, un colocatar, da? Negru Ionel, care este la liceul Iulia Hașdeu, unde am terminat și eu până în clasa 10. Bun, hai între timp să mai culegeți voi informații despre cei care se uită la noi. Eu am să-mi scriu problema, este o funcție definită pe intervalul închis minus 3, 2, cu valori în R, în care funcția este, așa cum vă spuneam mai devreme, o funcție de gradul 1 și este minus 2x plus 1. Ok. Ceea ce îmi cere problema este să determin valoarea minimă. Valoarea minimă. Țin minte că într-unul dintre webinarile trecute chiar discutam despre valoarea minimă sau valoarea maximă, dar a unei funcții de gradul al doilea. Uitați, de data asta avem de a face cu valoarea minimă a unei funcții de gradul întâi. Problema poate fi rezolvată în cel puțin, să zic, două moduri. Una, am să vi le prezint pe amândouă. De exemplu, noi știm că funcția de gradul 1 are forma generală f de x egal cu ax plus b și dacă a este mai mare decât 0, funcția
este crescătoare, crescătoare, iar dacă A este o valoare mai mică decât 0, funcția mea este descrescătoare. Crescătoare. Ok. Evident, în cazul meu, aul este minus 2, adică mai mic decât 0, de unde înseamnă că funcția mea este descrescătoare, ceea ce înseamnă că, domeniul de definiție fiind intervalul închis minus 3 și 2, f de minus 3, adică pentru cea mai mică valoare a lui x, adică minus 3, f de minus 3 va fi cea mai mare valoare, va fi mai mare decât f de x, mai mare sau egal decât f de 2. Deci cu cât x-ul practic ia valori mai mari, cu atât și valorile funcției devin mai mici, pentru că funcția, repet, este o funcție de gradul 1, funcție descrescătoare. Ceea ce îmi cer ei este să determin valoarea minimă. Evident, valoarea minimă va fi egală cu f calculat în punctul 2, care înseamnă, înlocuim x-ul cu valoarea 2 și înseamnă minus 2 ori 2 plus 1, asta înseamnă minus 4 plus 1, adică minus 3. Deci valoarea minimă a funcției noastre este minus 3. Însă vreau să vă arăt și cum ați fi putut rezolva această problemă folosind ceea ce noi știm, rolul derivatei în studiul funcțiilor. Și vă arăt că funcția noastră este minus 2x plus 1. În momentul în care funcția este minus 2x plus 1, derivata calculată, adică acel minus 2x plus 1, dacă îl derivați, minus 2x derivat este minus 2 și 1, care este o constantă derivată, este 0. De unde derivata funcției fiind minus 2, care este o valoare negativă, noi știm automat că funcția este descrescătoare. Descrescătoare. Ceea ce îmi permite acum să fac un tabel în care puteți pune f derivat cu semnul minus pe tot domeniul meu de definiție, adică pe minus 3 și 2. Încă o dată, funcția, dacă derivata este negativă, este descrescătoare, ceea ce înseamnă că cea mai mică valoare, lucru care mi-l cere problema, îl obțin pentru f de 2, care l-am calculat deja și este egal cu minus 3. Deci puteți face problema și clasic folosind proprietățile funcției de gradul 1, respectiv dacă aul este pozitiv, funcția este crescătoare, sau dacă este negativ, descrescătoare, dar și folosind derivata în studiul acestei funcții. Ia zi-ne, mai sunt persoane care ne salută și de unde ne salută? Da, uite, am rugat băieții să dea share și am întrebat ce fac colegii lor în această perioadă și au zis că ei nu-i interesează. Zic, stai că o să-i intereseze înainte de examene. O, Claudia Crețu, care este din Țibănești, județul Iași, sper că nu am greșit. Și întrebare sus, se întreabă cu derivata. Se face cu minus delta pe 4a. Ionel, spui tu ceva, dar acel minus delta pe 4a este ceea ce povesteam și mai devreme, formula pentru valoarea minimă sau maximă, dar în cazul funcției de gradul al doilea. Nu avem niciun delta pentru că discutăm, repet, de o funcție de gradul întâi. Oricum, e bine să rețină formula pentru funcția, repet, de gradul al doilea. Ok. Așa. Avem o altă problemă în care... Oh, ce de litere avem aici? Combinări de 4 luate câte 2 minus... Hai să iau cartea ca să nu mă tot întorc. Mie că se dezmembrează cartea. Minus combinări de 6 luate câte 1 plus aranjamente de 4 luate câte 2 minus permutări de 3. Cred că mulți dintre voi vă bucurați că avem atât combinări, cât și aranjamente, cât și permutări, pentru că mulți le-ați uitat formulele. Uitați, sunt lucruri care se învață practic în clasa 10-a, de aia e foarte bine dacă se uită și colegii voștri mai mici. Și haideți să vedem. Odată, haideți să dăm câteva formule. Permutări de n elemente înseamnă n factorial, care este 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori n. Deci, practic, p de 3, ceea ce avem noi, înseamnă 3 factorial, care este 1 ori 2 ori 3.
Bun, rețineți la permutări să știți și următoarea convenție că 0 factorial cât și 1 factorial sunt ambele egale cu 1. Hai să le punem într-un chelar aceste formule. Poate dacă le văd privitorii noștri într-un chenar roșu, vor înțelege că trebuie să le învețe. Să sperăm. Mai avem aranjamente. Haideți să vedem și aranjamentele. Aranjamente de N elemente. De N elemente luate câte K. Are formula L factorial supra L minus K factorial. Bun. Hai să o punem și pe aceasta într-un chenar. Aceasta este formula de la aranjamente. Aici la aranjamente, cât și la combinări, să știți, aveți condiția N-ul meu trebuie să fie o mai mare sau egal, o valoare mai mare sau egală decât K, unde evident și N-ul și K trebuie să fie obligatoriu numere naturale. Bun, hai să calculăm și noi aranjamente de 4 luate câte 2. Conform formulei, N-ul este 4, iar K este egal cu 2. Uite, puteți merge înainte și să-mi calculați cât înseamnă aranjamente de 4 câte 2, să-mi dați un astfel de răspuns și între timp eu o să scriu formula de la combinări. Care combinări de N luate câte K înseamnă N factorial de K factorial pe lângă N minus K factorial. Hai să vedem și pe aceasta într-un chenar. Bun. Și vom avea de calculat combinări de 4 luate câte 1 și combinări de 6 luate câte 1. Hai, nu le-a răspuns nimeni pentru aranjamente de 4 luate câte 2? Hai să fac eu 6 minus 6 plus 12 minus 6. 6 minus 6 plus 12 minus 6? Aici m-am pierdut. Egal, nu știu, zice negru Ionel. Ok, pentru aranjamente de 4 luate, final 6. 4 luate câte 2, o să avem în felul următor. Este 4 factorial supra 4 minus 2 factorial, Ionel. La aranjamente este 12, zice răspunsul. Asta înseamnă 4 factorial supra 2 factorial. 4 factorial v-am spus că înseamnă 1 ori 2 ori 3 ori 4. Supra 2 factorial, care este 1 ori 2. 1 ori 2, 1 ori 2 se reduc. Și evident, răspunsul final va fi 12. Bravo, Ionel! Acestea sunt aranjamentele. Haideți să vedem pentru combinări de 4 luate câte 1. Cum va veni? Conform formulei, de 4 factorial supra 1 factorial pe lângă 4 minus 1 factorial. La fel pentru combinări de 6 luate câte 1 înseamnă 6 factorial supra 1 factorial pe lângă 6 minus 1 factorial. Ia zi, Elena! I-am întrebat cum se descurcă și dacă li se pare complicat. Da. Pentru că nu știm care este nivelul. Răspuns final la combinări 6. La care dintre ele? Și la permutări înseamnă... Aici, uitați-mi să calculez permutări de 3. Permutările zice că răspunsul este la permutări înseamnă 1 ori 2 ori 3 egal 6. Corect, le-am terminat. Permutările uitați-mi să-l calculez. La cele două combinări este răspunsul final 6. Haideți să vedem. Avem 4 factorial supra 1 factorial, evident este 1, nu o să-l mai scriem, dar o să vină 3 factorial, 4 minus 1. Acum puteți să calculați 4 factorial ca fiind 1 ori 2 ori 3 ori 4 și 3 factorial 1 ori 2 ori 3. Să vreau să vă arăt și următorul lucru. 4 factorial, care v-am spus este 1 ori 2 ori 3 ori 4, acest produs 1 ori 2 ori 3, să știți că îl puteți scrie folosindu-vă de permutări. Adică să scriem ca 3 factorial. Ceea ce face ca 4 factorial să poată fi scris și 3 factorial ori 4. Și asta voi face eu. Deci o să am un 3 factorial ori 4 supra 3 factorial. 3 factorial se reduce cu 3 factorial și vedeți combinări de 4 luate câte 1 este ca rezultat final 4. Combinări de 6 luate câte 1. Deci cineva mi-a zis că 6 nu era răspunsul corect, da? Combinări de 6 luate câte 1, acesta înseamnă 6 factorial supra 6 minus 1 înseamnă 5 factorial,
Ceea ce nu-mi dau seama, Elena, să mă ajut, dacă se vede aici în colțul ăsta. Da, se vede. Bun, asta înseamnă 6 factoriale, la fel cum am procedat cu 4 factoriale și prea 3 factoriale, îl puteți scrie 5 factoriale ori 6 supra 5 factorial, aceștia doi se reduc și obține ca fiind, într-adevăr, combinări de 6 luate câte 1 ca fiind 6. Da, s-a corectat la prima... Ok. Și Petrișor ne zice că îi se pare simplu și citesc, dacă o să pice așa ceva la bac, putem spune că am avut noroc. Da. Hai să vedem atunci, Petrișor, cât ar veni rezultatul final pentru problema noastră. Și avem combinările mele de 4 O. Eu am greșit. Nu, zice că ai greșit, că e ce 4 luat de 1, zice. Corect. Eu am calculat combinări de 4 luate câte 1. Zice bine. Că avem atâția oameni care pot să urmărească. Nu e o problemă. N-am greșit. Combinări de 4 luate câte 1 este 4, dar noi, de fapt, avem nevoie de combinări de 4 luate câte 2. Hai să-l calculăm și cu combinări de 4 luate câte 2. Cu cine faci tu matematică la HD-ul, Ionel? Eu am făcut cu... Hai să mă gândesc, doamna Moatăr. Așa, 1 ori 2 ori 3 ori 4 supra 1 ori 2, 1 ori 2. Și avem 12 supra 2, care este 6. Așa este. Și acesta este tot egal cu 6. Și atunci, avem combinări de 4 luate câte 2 este 6, minus combinări de 6 luate câte 1 este tot 6, plus aranjamente de 4 luate câte 2 este 12, minus permutări de 3, care înseamnă 6. Aceștia se reduc, iar 12 minus 6 este egal cu 6. Bun, asta vreau să-mi atrageți atenția dacă eu calculez ceva ce nu are legătură cu exercițiul. Sper să nu fac totuși greșeli de calcul, să fiu atent la acestea. Ia zi-ne, Elena, ne-au mai spus copiii de unde sunt? Nu, dar au venit cu rezultatul final care și lor le-a dat 6, așa că îi lăudăm. E foarte bine. Haideți să vedem acum o ecuație cu logaritm. Ecuația de la problema numărul 3. Problema 3. Avem de rezolvat ecuația logaritm în baza 2, dacă nu mă înșel, 2 era, nu, 5. X la 2 minus 4, X la 2 minus 4, egal cu 1. În primul rând, vă reamintesc, logaritm în baza A din B egal cu C, implică B ca fiind A la puterea C. Se observă că B-ul este X la 2 minus 4, că A-ul este 5 și că C-ul este 1. Ceea ce înseamnă că, în cazul meu, o să avem mai departe că X la 2 minus 4 trebuie să fie egal cu 5 la puterea 1. Zice Ionel, logaritmăm membrul drept. Sau logaritmăm într-adevăr membrul drept, adică pe 1. Ceea ce spune Ionel, l-aș fi putut scrie logaritm în baza 5 din 5 sau puteați face ceea ce am făcut eu, adică am folosit definiția logaritmului și x pătrat minus 4 egal cu 5. De aici, x pătrat egal cu 5 plus 4, care înseamnă 9, cu două soluții, 3 și minus 3. Și acum întrebarea de 10 puncte. Ce am uitat să fac la problema aceasta? O problemă care, să știți, vă costă din cele 5 puncte, 2 puncte, să știți, ca să înțelegeți cât de important este lucrul acesta. Așteptăm. Ia să vedem. Între timp au intrat mai multe persoane din clasa 8, întrebându-ne, e material pentru clasa 8? Nu, dar puteți să vă uitați, să vedeți ce vă așteaptă. Trebuie să fie stick mai mare ca 0. Cine a răspuns? Tot Ionel. Tot Ionel. Petrișor ne-a scris verificare. Verificarea, corect, pentru că sunt două variante. Fie puneți condițiile de existență, ceea ce spunea Ionel, fie verificarea, ceea ce spunea Petrișor. Fiecare cu tabăra lui. Ionel cu Marc și Petrișor cu Elena. Ok. Păi nici nu știu. Hai să facem totuși, să punem condițiile de existență.
pentru această problemă, pentru că intenționat am scris logaritmul aici, pentru că aveți condiții de existență, și vi le dau un caz general, A-ul trebuie să fie mai mare decât 0, B-ul trebuie să fie mai mare decât 0 și A-ul trebuie să fie diferit de 1. Acestea sunt condițiile de existență pentru un logaritm. Trebuie ca atât baza cât și argumentul să fie valori strict mai mari decât 0. În cazul meu, baza fiind 5, nu avem ce discuta despre 5, însă x la a doua minus 4 trebuie să fie o valoare mai mare decât 0. Și acest x la a doua minus 4, dacă trebuie să fie o valoare mai mare decât 0, cum îmi place mie să o spun de fiecare dată copiilor, aceasta este o inecuație de gradul al doilea și chiar dacă vă este lene de cele mai multe ori, insist să faceți tabelul de semn pentru inecuația de gradul al doilea. S-a înțeles, Elena? Da, da. Și scris. De aia Andy a scris x pătrat minus 4 mai mare ca 0. Ok. Bun, hai să ne apucăm să facem tabelul. Adică luăm x pătrat minus 4 egal cu 0, cu x pătrat egal cu 4, cu cele două soluții. Sper că toată lumea știe că sunt două soluții. Una plus 2 și una minus 2. Și facem tabelul de semn în care trecem cele două, minus 2 și plus 2. Aici scriam plus infinit, dar de fapt e minus infinit. X. Și aici avem x la a doua minus 4. În dreptul soluțiilor sau rădăcinilor puneți valoarea 0. Și acum, întrebare din nou pentru voi. Ce semn trebuie să pun între minus 2 și 2? Deci ce semn trebuie să punem aici? Uite, mi-ai știut un smiley. Fii atent, Elen. Uh-huh. Nici dacă aș fi plănuit să fac treaba asta, nu mi-ar fi ieșit. Trebuia să băgăm într-un galben. Ok, deci încă o dată întrebarea, ce semn trebuie să punem între cele contra două? Lui A. Contra sau semnul lui opus și în afară A. Semnul lui A. Deci, în cazul meu, A-ul este coeficientul x pătrat, adică 1, asta înseamnă semnul plus, evident între rădăcini trebuie să punem semn opus lui A, adică semnul minus. Iar în rest, într-adevăr, se pune semnul lui A, plus. Ok, cu ce mă ajută pe mine acest tabel? Mă ajută în felul următor. Eu aveam inecuația x la a doua minus 4 mai mare ca 0. M-am întors la ea. Păi un număr care este mai mare decât 0 înseamnă un număr care are semnul plus, nu? Ceea ce, evident, ne uităm în tabel unde avem semnul plus. Și ca să fie un smiley și mai frumos, hai să facem cu verde. Aici avem semnul plus. Ca să facem un broșat. Uite aici și uite aici. Ceea ce înseamnă atunci că x-ul meu trebuie să aparțină, am două zone cu culoarea verde și minus infinit minus 2. Și aici voi pune paranteză rotundă pentru că, încă o dată, aveți, mie îmi place să-l colorez, mai mare strict ca 0. Nu am și egalitatea cu 0. Reunit cu 2 la fel deschis plus infinit. Și acum uitându-ne la ecuațiile, la soluțiile mele, care sunt 3 și minus 3, întrebarea mea este, ambele soluții convin sau doar una convine sau niciuna? Ia ziceți, pentru această ecuație în care, repet, soluțiile sunt 3 și minus 3, spuneți-mi dacă sunt din acel interval sau nu sunt din acel interval, pentru că știu că aveți probleme inclusiv și cu... răspunsul la aceste tipuri de întrebări. Se vede bine intervalul, zice Ionel. Mută-l un pic. Hai să-l mutăm, Ionel. Ce nu fac eu pentru tine, Ionel? Uite, îl mutăm aici. X aparține intervalului minus infinit minus 2 reunit cu 2 infinit. Ambele sunt bune. Ambele sunt bune pentru că 3 este... Elena răspunde, ambele sunt bune, nu Elena noastră. Este aici. Ah, ok. Nu Elena noastră, o altă Elena. Elena, de unde e Elena? Nu știm, de unde ești, Elena? Și cealaltă soluție, minus 3, este înaintea lui minus 2, este în această zonă. Și vedeți, ambele sunt din intervalul meu, minus infinit minus 2 și 2 infinit. Și trebuie la examen să menționați acest lucru. A aparține minus infinit minus 2 reunit cu 2 infinit. La fel și aici, că aparține intervalul minus infinit minus 2 reunit cu 2 infinit.
Deci, soluțiile acestei ecuații sunt în număr de 2 și sunt 3 și minus 3. Ok, o problemă în care folosim, ghiși ce, cred că Elena deja le visează, sunt relațiile lui Vietelena. Ar trebui să viseze și ei dacă au urmărit cu atenție webinarele noastre. Bârlad, liceu Mihai Eminescu. Bârlad, frumos. Problema 4. Uite, poți să-i mai întreb pe cei care se uită la noi? De fapt, stai, ce să-i mai întreb? Tu întrebi eu direct la ce profil sunt, dacă sunt profil mate, info, dacă sunt științele naturii sau tehnologic. Și hai să vedem problema 4 între timp. Avem ecuația x la a doua plus 3x minus 5 egal cu 0. x minus 5 egal cu 0. În care avem cele două soluții x1 și x2. Deci x1 soluții. Și îmi cere să calculez la această problemă x1 la a doua plus x2 la a doua. Să calculez această relație. 20, 40. Da, și scris Ionel cu viet. Da. Bun. Acum, e profil tehnologic, zice Petrișor. Chiar îmi calculam în minte în timp ce scriam problema, cât este valoarea deltei, pentru că cred că mulți dintre voi v-ați fi apucat direct să calculați x1 și x2 și după ce ați calculat x1 și x2 să faceți ceea ce cere problema noastră. Însă, soluțiile pentru această ecuație în care delta, repet, are formula b la 2 minus 4ac, ar fi fost 3 la puterea 2 minus 4 ori 1 ori minus 5, adică 9 plus 20. Și uitați ce urât e delta la mine, e 29. Științele naturii. Da? Științele naturii, care este ca și profilul undeva intermediar între mate, info și tehnologic. Ei, dar dacă ar fi fost să calculez aceste soluții, ar fi venit minus b, adică minus 3, plus radical din delta, supra 2 ori, adică supra 2, și ar fi trebuit să ridic la a doua și aș fi făcut același lucru și pentru cea de-a doua soluție. Era și această variantă, să nu mă înțelegeți greșit, însă să știți că această problemă se rezolvă foarte ușor, la fel cum spunea Ionel, folosind relațiile lui Vier. Relații care știu că îi plac foarte mult Elenei. Și pentru tine, Elena, fac încă o dată relațiile lui Vier pentru funcția de ecuația de gradul al doilea. Avem așa. X1 plus X2, să știe Elena că este minus B supra, și X1 ori X2, care este C supra. Bun. La noi, B-ul fiind 3, automat minus B supra va însemna minus 3 supra 1, adică minus 3, iar C supra, C-ul fiind minus 5, minus 5 supra 1 înseamnă minus 5. Ia-ți, Ionel, ai rezolvat-o? Ai calculat cât este x1 la 2 plus x2 la 2? Sau vreunul dintre voi ați obținut un rezultat final? Pentru că eu sunt foarte aproape, să știți. Bine, nu vreau să fac un concurs cu voi, dar mi-ar place să mă îmi place să cred că voi sunteți capabili să oferiți un răspuns înaintea mea. Dar trebuie să-i așteptăm. Ia așteptăm un pic, mai bem un pic de apă. Elena, ne-a și scris cum calculează Ionel. Zine exact cifră. Ia de să vedem cum zice Ionel. La 2 plus x2 la 2 egal cu 1. Da. E foarte bine, Ionel. A folosit exact formula din relațiile lui Vier. Aceasta este S1 la 2 minus 2 S2, pentru cei care sunt în clasa 12-a, e ceva ce deja cred că ați văzut de suficiente ori. Prima este S1 și a doua este S2. Ceea ce înseamnă că, în cazul meu, X1 la 2 plus X2 la 2 va însemna S1, care este minus 3, ridicat la 2, minus 2 ori S2, care este minus 5. Și vom obține minus 3 prin ridicare la a doua este plus 9, iar minus 2 ori minus 5 înseamnă plus 10. De unde rezultatul final este 19. Sper că acesta este rezultatul care l-ați obținut și voi. Ce concentrat este Elena acum. Ne-am pasul cu ei. Ionel, științele naturii. Bun.
Pentru așa este. Este profil tehnologic. Profil tehnologic foarte bun, foarte bun. Și avem și Mate Info. Și Mate Info? Sper că nu îi plictisesc pe cei de la Mate Info și că aceste exerciții sunt efectiv ca și o recapitulare bună pentru fiecare. Bun, aceasta a fost problema numărul 4. Să trecem acum la problema numărul 5. Haide să vedem problema numărul 5. Uite, să fac un desen frumos, că știu că lui Elena îi plac mult desenele mele. Nu-i așa? Ai zis că sunt talentat. Zici că îl întreci pe Picasso. Bun. Nici nu știu dacă îți iau ca și un compliment, dar le iau așa. Bun. Avem punctele A de coordonate minus 1 și 1. Punctul B de coordonată 1 și 2. Și punctul C de coordonată 5 și 6. Hai să facem, ce zice problema? Determinați ecuația medianei. Ecuația medianei dusă din A, în triunghiul. Diana zice că ești foarte talentat. La desen? Apreciez. Deja sunt două fete care spun că sunt talentat. Elena și Diana. Bun, haideți să vedem. Fac și un desen. Cu toate că să știți că nu prea e necesar, dar am să îl fac. Ia să vedeți ce desen frumos fac eu. Facem sistemul de axe, X, O, Y. Așa. Avem punctul A de coordonată minus 1 și 1. Minus 1 și 1. Aici. Dar avem 36 live acum, de exemplu, pe unul din canale și avem doar 5 like-uri. Și ei vorbesc cu noi, dar un like nu ne pot da. Nu se calculează like-ul? Poate le place cum desenez, mai știi? Adaugă culori! Imediat, nu te grăbi, Elena, ai puțină răbdare. B-ul este de coordonată 1 și 2. A, nu știu dacă o să-mi iasă, dar pentru tine fac orice. A, uite, ne dau love. Aici facem un B. Hai să punem aici, uite. La pe pahar. Da, aici. E acolo. Și mai am punctul... Ce nu fac eu? 5 și 6. Să văd cum mă încadrez eu cu 5 și 6 ăsta. 2, 3, 4. Hai că 5 mai iese, da? 5. Ok, asta este ax sau x. Acum o să fac următoarea șmecherie, Elena. Vezi eu ce desen fac aici. Copy to keyboard. Dar ce tehnologie? Nu? Perfect! Și acum pot să mă duc în sus cât vreau. Asta e ce am făcut eu aici? Uite, nu eram atent, vorbeam cu voi și am pus la 3 B. Dar B-ul este decolat în 1 și 2. Aici este B. Ok, și mai avem punctul de coordonată 5 și 6. Deci aici am 2, 3, 4, 5 și acum 3, 4, e o provocare mare pentru mine, 5 și 6. Și aici este o Y. Petrișor zice, face mijloc de AB și apoi distanța lui M. Așa este. Să povestim imediat. Are dreptate Petrișor. Uite, eu m-am luat. Am apucat de un desert care, sincer, nu vă ajută cu nimic, dar vreau să vedeți puțin și acest desert. Și acum aici am punctul C. Foarte interesant. Acum, fii atent, Elena, că încep cu culorile. Ești pregătită? Da, maestre. O latură. Asta să vezi. Să știi că poți să pui și niște inimi de pe tabla aia, dacă vrei. Acesta este triunghiul ABC. Se vede? Se vede. Aici A, aici B și aici C. Și acum, ce ecuația medianei dusă din A în triunghiul ABC? Ce mai tot să vină. Hai să nu facem cu albastru, că nu-mi place. Uite aici este mijlocul BC. Și asta este mediana care mi-o cer. Ok. Ne întoarcem la problemele noastre, sper că v-a plăcut desenul meu, dar, repet, nu avem nevoie de el. Și ne întoarcem la probleme. De ce nu am nevoie de el? Pentru că, odată problema în B coordonată la 3 puncte și îmi cer ecuația medianei dusă din A în triunghiul ABC.
Petrișor, parcă ne-a spus, sau Ionel, ei sunt cei mai activi, că mediana este într-adevăr segmentul care unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Deja Elena a terminat, a spus că e 3x minus 4y minus 1 egal 0. Bun, ține minte răspunsul lui Elena și apoi îl compară, da? Asta se petrece și în cazul meu, practic îmi cere ecuația dreptei AM, unde A, vedeți, este unit prin culoarea verde cu M, care este mijlocul lui BC. Ceea ce voi face însă este mult mai simplu, adică în primul rând calculăm fie M mijlocul segmentului BC și înainte de a mă apuca de treabă să știți că tot timpul prima coordonată este X-ul și cea de-a doua Y-ul, să nu aveți o astfel de confuzie. Coordonata X a lui M se calculează ca fiind coordonata lui BX plus coordonata lui CX supra 2. Asta înseamnă XB-ul este 1 plus 5 împărțit la 2, asta înseamnă un 6 împărțit la 3, împărțit la 2 înseamnă 3. Păi să știi că uite, mi-a cam ieșit, uite, vezi, este în dreptul lui 3, Elena. Oi, ce aproape de adevăr sunt. Bun, și YM-ul este Y-ul lui B plus Y-ul lui C împărțit la 2. Y-ul lui B este 2 plus Y-ul lui C 6, 2 plus 6 înseamnă 8 împărțit la 2 înseamnă 4. A, aproape și aici, uite. Pare a fi. Ba, scuzați că e puțin mai jos, dar eu zic că sunt aproape cât de cât de adevăr. Repet, desenul nu are nicio importanță și la examen nu sunteți obligați să faceți acest desen. A fost cu dedicație specială pentru toate fetele care au admirat modul în care desenez. Bun, ne întoarcem. Deci punctul nostru M este într-adevăr de coordonată 3 și 4 și ceea ce am eu de făcut este să scriu ecuația unei drepte când se cunosc coordonatele a două puncte, respectiv ale lui A și ale lui M. Ecuație care se poate face, de regulă eu o fac folosindu-mă de determinant, să o fac cu determinant, să nu o fac cu determinant, nu o facem cu determinant. Hai că cred că cu determinant îmi ocupă mai mult din timp. Putem să o scriem altfel, adică x minus xa. Petrișor ne-a dat rezultatul, a zis că obținem 5 la am. 5? Cum? La am obținem 5. Petrișor, cred că a făcut distanța dintre punctul A și M. Petrișor, nu cere lungimea lui AM, îmi cere ecuația dreptei, ecuația lui AM. Dacă era să calculăm, era o altă tehnică, trebuia calculată cu formula cu radicală. Aici am X minus XA supra X minus XA egal cu Y minus YK supra Y minus YK. Din această formulă voi scoate ecuația dreptei. Și avem x minus xa este minus 1, atunci minus xa înseamnă plus 1, supra xm care este 3 și la fel plus 1, egal cu y minus y, adică y minus 1, supra ym care este 4 minus yk, care înseamnă evident 1. Și avem atunci un x plus 1 supra 4, egal cu y minus 1, supra 3, facem produsul în cruce și o să am că 3 pe lângă x plus 1 va fi egal cu 4 pe lângă y minus 1. Desfaceți evident parantezele și avem 3x plus 3 ca fiind 4y minus 4 și aduceți pe toți termenii într-o parte și vom avea atunci 3x minus 4y plus 7 egal cu 0. Și acum poți să spui, Marc, dacă se vede odată ceea ce am scris și dacă Elena a dat exact acest răspuns. Se vede doar că i-am pierdut, că am depășit ora și trebuie să reconecteze. Asta este una dintre problemele webinarului. Nu ne-am uitat la timp. Și le-am dat link-ul de YouTube unde am repornit. Să așteptăm. Și aceasta a fost problema 5. Da, corect era răspunsul 3x minus 4y plus 7 egal 0. Era corect. Așa l-a dat și Elena, nu? Da. N-am știut să mă încadrez, m-am luat cu acest desen.
Haideți să vedem și ultima problemă, problema numărul 6, ultima pentru azi, în care se cere la problema 6 să calculăm sinus de 135 de grade minus sinus de 45 de grade. Și dacă mai sunteți online, vă rog să ziceți cât este răspunsul la această problemă. Se reconectează acum. N-am știut că mă încadram, dar dacă nu mi-ai zis, eu m-am luat cu poveștile. Nici eu n-am știut. Cum învățăm și noi. Ok, hai să calculăm atunci și să vadă echivalentul, nu? Cum se face? Da, s-au reconectat pe stream-ul de YouTube. Ok, avem formulele de reducere la primul cadran. Prima este sinus de x care este egal cu sinus de 180 de grade minus x. Iarăși am să pun într-un chenar cu roșu pentru că este o formulă ce voi trebuie să o rețineți. De unde sinus de 135, conform formulei de mai sus, va însemna sinus de 180 minus 135, adică la fel ca sinus de 45 de grade. Ceea ce, întorcându-mă la problema noastră, o să am deci o diferență între sinus de 45 și tot sinus de 45, care va avea ca rezultat final 0. Bun, aceasta a fost ultima problemă pentru azi, pentru webinarul nostru, pentru cei care se pregătesc de examenul de bacalaureat și ultima problemă pentru săptămâna aceasta, urmând ca de luni să reluăm din nou webinarele în fiecare zi, clasa 12-a de la 14:30 și clasa 8-a de la ora 13:00. Eu și cu Elena, în fiecare zi, de luni până vineri, ne despărțiți. Aici, la datorie. Ziceți, v-a plăcut? A fost clar? Pe înțelesul tuturor? Da, spuneți-ne, pentru că, repet, e important pentru noi să știm dacă aceste materiale vă sunt folositoare, dacă ceea ce facem noi sunt suficient de clar explicate toate aceste lucruri, dacă vă face plăcere să ne vedeți în fiecare zi, poate veniți și cu alte recomandări, noi suntem deschiși. Suntem acum online aici alături de voi, ne puteți scrie în continuare să vedem exact care este feedback-ul vostru și dacă mai aveți întrebări. Ne pare rău pentru disconfortul ăsta și problema tehnologică care a intervenit. Se pare că am depășit o oră și nu se poate face mult streaming, de aceea am revenit pe YouTube. Am știut, uite, am depășit. Învățăm. Deși suntem aici de pe data de 11 martie, în fiecare zi tehnologia ne îndreaptă într-o direcție sau alta. Normale, acum cu situația în care toată lumea folosește platformele astea, tot apar în fiecare zi alte limitări, restricții, condiționări, de-aia e bine să ne urmăriți tot timpul pe canalele de socializare, să vă abonați la evenimentele pe care le facem, sunt toate puse și pe YouTube și pe Facebook. Deci de la tehnic știu cel mai bine care și automat vă vor notifica. Da. Foarte important este să folosim cât mai distribuit platformele și să fiți conectați la ele cu like, subscribe, share și o să puteți atunci să fiți tot timpul la zi. Între timp avem întrebări? La final de oră, cei de la, dintre a 8 au fost extrem de activi, au interacționat foarte este bine. Mai activ. Nu-mi dau seama de ce, pentru că relațiile între mine și cei de clasele de liceu, să știți, au fost întotdeauna mult mai intense decât cu cei de clasele 5-8. Adică... Știți care e partea frumoasă? Că nu primiți nici note, nici calificative. Deci, prin urmare, orice răspuns al vostru este îmbrățișat cu foarte mult entuziasm. Uite, nu mai dau note din... să mă gândesc, din 2010 sunt profesor meditator. Până în 2010 am fost profesor la catedră. Din 2010 nu mai dau note. Uite, noi, de exemplu, atunci când susținem workshop-uri în VR, la începutul orei folosim Kahoot ca să testăm care este nivelul elevilor în clasă. Așa. Și în funcție de răspunsurile lor, îmi adaptez eu conținutul.
complexitatea conținutului. Vreau să zic, de fiecare dată elevii în Kahoot au o mare problemă să voteze, dar când răspund din telefon sunt mult mai degajați, pentru că nu le văd entitatea exactă și pun acolo Scooby-Doo, tot felul de titluri. Dragilor, nu e o problemă, deci absolut deloc. Protejăm identitatea voastră, dacă e cazul sau vă simțiți jenați de chestia asta, chiar să ne spuneți. Dacă nu doriți să vă auziți numele în timp ce discutăm, e ok să știm acest lucru. Alți copii, din contra, și elevi mici sau mari, se simt motivați atunci când îi aducem în discuție sau amintim de faptul că au rezolvat într-un fel sau altul. Dați-ne un feedback. Vă place să vă spunem pe nume în momentul în care citim rezultatul vostru sau nu vă place? Chiar e curios să știm, nu? Sigur, mai ales că suntem combinația perfectă, un ardelean, un bănățean și un moldovean. Deci, și filmăm în Muntenia, nu? E exact ceea ce consider că e rețeta perfectă ca să facem un cozonac bun. Un cozonac bun. Da, se apropie și Paștele. Da, chiar mi-e poftă de un cozonac, asta e. Avem întrebări? Nu, zice lumea că este foarte bine explicat și că e de notă 10. Întotdeauna. Ți-am zis că formăm deja un club al fanilor. Oameni care se conectează în fiecare zi să te audă, să te urmărească. În fiecare zi cred că o să fim prezenți, sper să fim sănătoși, să fim prezenți în aceeași echipă. Să știți că inițial ne-am propus să apărăm cu webinarul o dată pe săptămână live. Sâmbătă. Da. Dar după aceea atât de mult ne-a plăcut să interacționăm cu voi și atmosfera asta încât am zis. Elena spune că vrea și mai complex, scuze când te rup, subiectul 3 de la bacalaureat. Urmează, să știți, nu v-am uitat pe cei care le subiectul ușor. 3 roman, însă să știți, interesul meu în momentul de față este cumva să o luăm încet, pas cu pas, să recapitulăm anumite noțiuni teoretice, lucruri care le vedem în subiectul 1 roman. Chiar mi-am propus pentru săptămâna viitoare tot așa să discutăm despre inelul claselor de resturi, modulo N. O să vedem ce exemple o să găsesc atunci, pentru că avem de-a face la clasa 12-a și cu astfel de probleme. Și tot pas cu pas, evident, vom trece și la subiectul 3 roman, dar eu vă spun ca și o pregătire, în continuare mă cred la catedră, să zic, în centrul meu de meditații, ca și o pregătire trebuie luată pas cu pas. Și vom ajunge și la subiectul 3 roman, în care vom recapitula. Ați văzut, inclusiv și azi v-am făcut o scurtă introducere prin acea derivată, adică recapitulăm atunci când se poate și partea asta de la subiectul 3 roman, dar va fi și subiectul 3 roman în care atunci să vă văd. Eu însă sunt o fire mult mai competitivă, mie chiar m-ar plăcea să vă văd, poate nu într-un webinar, dar chiar într-un concurs pe cei avansați. Mă gândesc eu cum fac rost de niște premii așa interesante care să vă motive. Ei sunt mai mult interesați de tehnologie. Mă gândesc eu cum fac rost de niște premii, apelez la niște sponsori așa, care ar oferi niște premii semnificative care să vă motiveze să participați și poate facem un concurs pentru ăștia mai avansați. Până atunci, haideți, exact cum spune Cristian, pas cu pas să avansăm împreună, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să share-uim, să păstrăm legătura cu cei care poate n-au reușit astăzi să se conecteze, dar data viitoare se va întâmpla și vor fi alături de noi. Până atunci, un weekend minunat vă dorim, cu soare, stați în casă, admirați peisajul București. Luați webinarele noastre, dați-le de veste tuturor colegilor voștri să intre, să vadă, uite, vă întreabă cineva, măi, mai știi cum se fac aia cu relațiile lui Viei? Și tu să-i spui, intră pe pagina Centrului Unirii, acolo vezi un webinar, dă click acolo, bine, 10 minute vorbesc doi, dar după aia lucrurile își revin la normal. Să ne înțelegem. Vorbim pentru că aș vrea foarte mult să rețineți că suntem prietenii voștri și ne dorim o atmosferă degajată. Scopul este să învățăm împreună într-un mod relaxat. E despre having fun. Așa suntem cum am spus suficient mai vorba ta bombardați cu tot ceea ce înseamnă știri care... Petrică îi place foarte mult să-și audă numele și da, toată lumea vrea subiectul 3. Petrică. Mulțumim că ai fost activ și ție și celorlalți colegi care astăzi s-au conectat și au fost pe fir cu noi, cei de la Restudio și Centrul Educațional Unirea. V-am pupat! Ne vedem luni la 14:30.